Hulk, ce faci? Scrie testul. A, bine. Am crescut dur pe străzi. Of, Bubble, ce faci? Îți scobești nasul? Sper că nu mănânci mucii. Nu, profesore Max, nu au gust bun. Bine, gata, scrie testul, nu te distra. Nu pot vorbi acum, sunt în clasă. Te sun înapoi mai târziu. Da, nu pot vorbi, nu înțelegi? Hei, poți să taci? Dau un test aici, mă deranjezi. Ok, pa. Mergem azi la mine acasă după campus și ne uităm la ultima parte din Avengers? Nu, Benz, îmi pare rău, n-am chef azi. Olivia, unde-i fata asta nouă? De ce n-a venit la curs? Nu știu, e cumva foarte ciudată. Crezi că este chiar o ghicitoare? Ceea ce s-a întâmplat în vestiar m-a surprins cu adevărat. Frate, cum cheamă? Luna, așa, și a venit una prinsă, Olivia. Oh, fată nouă, de ce ai întârziat la cursuri? Îmi pare rău, profesore Max, m-am pierdut prin campus și n-am mai găsit clasa. Sigur, un ghicitor care nu știe clasa. Încă un cuvânt și-ți smulg părul. Haide, glumeam. Luna, du-te și găsește-ți un loc liber și așează-te. Profesore Max, telefonul tău va suna imediat. Ce? Bună, Chuck, nu am timp, sunt în clasă. Locul ăsta e blestemat. Ce? Dacă nu te ridici și nu pleci acum, se va întâmpla ceva foarte rău. Nu vreau să mi se întâmple ceva rău. Atunci ridică-te și pleacă. Olivia, întreabă care e destinul meu. Poate în pauză? Nu, Olivia, întreabă acum. În pauză dispare iar și nu o s-o mai găsesc. Bine. Hei, fată nouă, care-i soarta Laurei? În primul rând, nu prezic gratuit. Și apoi, în al doilea rând, nu vreau să prezic pentru tine. Ești o fată foarte îndrăzneață. Bine, vorbim cu tine mai târziu. Noua fată e atât de înfricoșătoare. Da. Mă întreb dacă mă combin cu o vrăjitoare, voi fi considerat mai popular în campus? Nimic nu va merge pentru tine. Taci, tăcilare! Taci tu! O bucată mare! Ce dorești? Fată nouă, dacă crezi că ai scăpat, atunci te înșeli, pentru că nu te vom lăsa până nu ne prezici soarta. Ha, am spus că nu voi prezice nimic nimănui. Nu înțelegeți? Am rămas fără energie. Da, da, nu o cred. Scoate globul tău magic și prezice-ne tuturor. Altfel vei avea mari, mari probleme. Sunteți nebune? V-am zis. Am rămas fără energie. Ascultă, fată nouă, dacă nu-mi prezici soarta chiar acum, voi spune întregului campus că ești o mincinoasă și toată lumea mă va crede. Uite, Ștef, fetele o chinuie pe fata nouă. Deja începi să mă enervezi. Așa, și... și asta... Dă-te chiar acum de lângă fata nouă, să nu te atingi de ea. Hai să mergem, nu-ți fie frică de ele? Ne vedem mai târziu. E regulă, în curând voi avea o fată. Apropo, unde e această ghicitoare? Mai am un lucru pe care vreau să o întreb. Oh, iată că vine. Luna, poți să-mi zici numele fetei pe care mi-ai prezis-o? Și am nevoie de o dată mai precisă când o să-mi cumpăr un Lambo. Fraierilor, voi chiar nu vedeți că Luna nu este într-o dispoziție bună acum? Nu poți deloc? Nu poate. Ce e atât de greu de înțeles? Acum dă-te din calea noastră. Din moment ce nu-mi putem prezice, poate ne putem săruta? Ce?
În curând vom deveni un cuplu. Nu am venit cu asta. Luna a prezis-o. Ascultă, Bubble, încă o dată ți apropii buzele de mine și crede-mă când îți spun că o să ți le smulg. Clar? Haide-mi, fetelor. Chiar doare. Nu e nimeni aici. Fetelor, intrați. Luna, stai în vestiar. Vei fi în siguranță aici deocamdată? Nimeni nu te va deranja cu predicții aici. Probabil că n-ar trebui să spun tuturor despre abilitățile mele. Adolescenții au nevoie doar de mine să le prezic viitorul. Nimeni nu va fi prieten cu adevărat cu mine. Vom fi prietene cu tine. Da, n-avem nevoie de nimic de la tine în afară de prietenie. Mersi, fetelor, sunteți drăguțe. Stai aici, Ștef și cu mine ne vom întoarce curând. Doug, lovește-l pe Herman din nou cu bâta. Și ce? Nimic. Doug, ăsta cu bâta lui e așa enervant. Fata asta nouă mă enervează. Nu vrea să-mi prezică soarta. Și am vrut să aflu dacă tu și cu mine ne vom căsători sau nu. Ha, și dacă i-ar fi prezis că te vei despărți, ce-i atunci? Atunci aș începe să caut o altă fată. Benz, ești nebun? Nu, de ce? Ar trebui să stau și să aștept ca să ne despărțim? Fraiere. Și vreau să prezic că dacă voi deveni regina campusului la această petrecere de anul nou sau nu. Ha, nu trebuie să-ți pierzi cei 5 dolari. Vei deveni regina. Dacă Olive devine regina campusului, atunci eu trebuie să devin regele. Da, visează. Fatelor, am o idee. Care? Din moment ce fata asta nouă nu vrea să spună viitorul, îi vom fura globul și ne vom ghici noi. Da, e o idee bună. Dacă îi luăm globul, atunci putem prezice soarta întregului campus și putem câștiga mulți bani din asta. Tare! Chiar ai de gând să furi globul ăsta magic? Da. Fetelor, trebuie să fie distrasă. Știu cine ne va ajuta cu asta. Laura, ești atât de inteligentă. Poți să te sărup pe obraz? Nu. Acum 5 minute ai vrut să mă părăsești. Laura, de ce ești supărată? Glumeam. Chiar glumeai? Da. Atunci pupic. Olivia, sper că sfera magică prezice că vom fi împreună. Ți-am spus deja că vom fi împreună când vei avea o mașină cool și mulți bani. Deci niciodată. Hei, puștile, ce tot îndrugi acolo? Am spus deja că voi ajunge în curând în Liga Mare și mă așteaptă succesul. Și tu ai o cafiură foarte ciudată. Ai tăiței în cap. Încă un cuvânt despre părul meu și o să ți-o iei. Băieții care se supără din orice mă enervează. Ce bine că nu ești așa. Da, nu sunt așa. Plângăciosule. Stați, gașcă, așteptați-mă. Ascultă, fată nouă, proful Max te caută în tot campusul. Pentru ce? Are nevoie și el să-și prezică soarta? Ce știu eu, du-te și află singură. Ok. A plecat, puteți intra. Băieți, azi sunt într-o dispoziție foarte bună, pentru că în curând o să am o fată. Și am adus dulciuri. Oh, bine, ciocolată. Oh, de ce sunt fraierii noștri așa de bucuroși? Ah? Ghicitorul i-a prezis lui Bubble că în curând o să aibă iubită. Prin urmare, e într-o dispoziție foarte bună. Servește-te cu niște ciocolată. Wow! De ce le iei pe toate? Ponca, nu fi lacomă. Noi suntem prieteni. Ce prieteni? Luăm totul pentru că ne pasă de tine. Cine știe ce prostii mai sunt prin ele? Ce prostii mai sunt prin ele? Nu-ți face griji, Bubble. Nu e nimic. Sunt mare și am nevoie de bunătăți. Bine, băieți, haideți să o găsim pe ghicitoare. Nu trebuie să o cauți mult, nu va prezice pentru tine. A rămas fără energie.
Ar fi trebuit să-i dau ciocolată. Atunci imediat o să aibă energie. Eu întotdeauna fac asta. Toată lumea din campus s-a săturat de ea. Nu mai prezice, nu mai prezice. Bine, băieți, să mergem. Să nu stăm lângă fraieri. Că altfel va vedea cineva și va crede că și noi suntem fraieri. Da, haidem. Mandy, ești pur și simplu grozavă. Chiar și fără tine știu că mă descurc grozav. Unde ai bonusul meu? Ia, $50, cum am promis. Acolo e rucsacul ei. Am plecat. Gabi, Olivia, verificați. Globul e în rucsac? E aici. Dă-mi-l mie. Eu voi fi ghicitoarea. Hei, de fapt vreau și eu să prezic viitorul. A fost planul meu, asta înseamnă că globul e al meu. Și ce dacă asta nu este corect? Da, serios. Bine, bine. Vom prezice una câte una și împărțim banii în mod egal, între toți, bine? Ok. Dați like, abonați-vă la canal, click pe clopoțel. Așteptați noile noastre episoade. Pa! You got dynamite, that smile's gonna be the end of me. I bet you taste like chocolate. Can I have it for free? I'm an explosion.